Bună ziua, oameni buni! Bună ziua la a doua ediție a Brigăzii Mobile. Continuăm să investigăm cu toate datele pe care le avem la dispoziție din dosar cazul Mădălina Manole, un caz extrem de controversat care a fost studiat inclusiv de criminologi din lumea întreagă. Bineînțeles că vom fi ancorați și în realitate, pentru că săptămâna asta au fost două evenimente din păcate tragice, amândouă, ca și cazul Mădălina Manole, cu tentative de a fi închise cu alte soluții decât cele care se preconizau. Anchetă fușerită, anchetă, tentative de mușamalizare și așa mai departe. Vom vorbi și despre cele două cazuri, cel al DJ Lala și cel al lui Eduard, copilul că avea 30 de ani din punctul meu de vedere. Este un copil. Este alături de mine și Mihaela Brux. Îi mulțumesc frumos de peste ocean. Bună dimineața, Mihaela. E dimineața la tine. Eu am uitat să vă spun bună ziua, oameni buni. La noi este zi. Și în cazul Mădălina Manole vom avea o ediție specială, spun eu, un moment crucial în desfășurarea anchetei, anume analiza celor două mesaje pe care le-a lăsat Mădălina Manole, unul înregistrat video în oglindă, singură s-a înregistrat, unul, un mesaj scris pe telefonul mobil, o să vedeți și în ce împrejurări au fost găsite aceste mesaje, dar mai ales ce cuprind ele și care este mesajul subliminal pe care îl transmit. Până atunci, până la Mădălina Manole, revenim în realitate, primul caz, decesul DJ Lala. Haideți că avem și un material. Prima ipoteză a fost că s-a sinucis. Examenul medico-legal spune că în plămâni s-a găsit apă. Joi dimineață, pe o plajă din Mamaia Nord, în apropierea cluburilor de fițe, o turistă a descoperit trupul unei fete. A anunțat autoritățile. La scurt timp a fost identificată. Era Laura Claudia Roșca, un cunoscut DJ în vârstă de 34 de ani. Povestea spune că era în depresie, deși nu arăta acest lucru, pentru că admiterea era o persoană foarte veselă, foarte tonică, lucra la un post de radio important, dar avea foarte multe prezențe pe scene, dar și în zonele de fițe și în zonele exotice sau pe iahturi. Prima ipoteză a fost că s-a sinucis. Examenul medico-legal spune că în plămâni s-a găsit apă și nisip. La două zile după descoperirea macabră, un om al străzii a găsit adidașii, telefonul mobil și o pereche de căști. S-a stabilit că aparținuseră DJ-ului. Dosarul este în curs de cercetare, dar prima ipoteză pe care se merge este sinuciderea. Până să îi dau cuvântul Mihaelei Brux, o să vă spun că am citit toate mesajele pe care le-ați dat data trecută, mi-am însușit toate criticile, nu vom mai răspunde mesajelor care sunt la mișto, ălora o să le răspundem în particular la Academia de Mișto de la Radu Negru din Brăila, unde eu sunt prodecan. O să vorbim în schimb și vă cerem să fiți alături de noi toate mesajele serioase care ne propun soluții sau care pun întrebări pertinente vis-a-vis de ceea ce dezbatem aici. Mihaela, ai văzut materialul, știi ceea ce s-a întâmplat? Sau pe iaht. Prima ipoteză a fost că s-a sinucis. Spune-mi și mie, te rog, ce înseamnă un cadavru care este găsit la marginea mării? Nu poate să însemne accident, omor sau suicid. Cu toate că suicidurile în apă sunt mult mai rare și de obicei care sunt cei care o fac sunt bărbații, nu femeile. Deci am observat că da, deja verdictul că se face investigație, s-a pornit de la verdict și după aceea cum se face investigația, văd, s-a dat verdictul de nu de moarte suspectă să se facă investigația, cât de omor din culpă. Deci omor din culpă înseamnă sinucidere, înseamnă că onor anchetatorii noștri nu au ținut minte ceea ce am spus noi în prima ediție. La un cadavru, atunci când este vorba despre o moarte suspectă,
Ancheta se face ca la omor și la sfârșit abia, deci plecăm de la investigație, de la date și tragem concluzia pe baza lor, dacă cumva se ajunge la concluzia că autorul acelui omor este aceeași persoană cu victima, atunci este sinucidere. Dar da. nici de cum declar sinuciderea, adică exact ca în cazul Mădălina Manole, vor să închidă și de data asta. Mai avem un element foarte important. Are în plămâni apă și nisip, am zis în material. Ce înseamnă asta? Că apa, de fapt, există o diferență între apa sărată și apa dulce, ca să spun așa. Aici suntem la mare, în apă sărată. Când, deci avem apă sărată, deci apa care trebuia găsită, trebuia să fie găsită în alveolele plămânilor. Asta una la mână. În același timp, când se face autopsia sau necropsia unui cadavru care a fost găsit la, la malul apei, ca să spun așa, trebuie făcute o autopsie, că aceasta este mai dificilă și trebuie luate în considerare inclusiv timpul, nu, pardon, scuzați-mă, body mass index, masa corporală, indexul masei corporale, pentru că, și mai ales pentru că ea era slăbuță din câte am văzut în imagini, atunci ea se scufundă, ca să spun așa, până este adusă la valuri, se scufundă mult mai rapid decât o persoană care este cât de cât mai plinuță. Deci, ca să fie adusă la valuri, trebuie să se ia în considerare care a fost și temperatura apei atunci. În afară de nisip, trebuiau să se găsească inclusiv microorganisme marine. Sunt foarte multe lucruri care trebuie să luate în considerare că atunci când tu faci autopsia, să dai un astfel de diagnostic. Doar apă și nisip, asta nu înseamnă nimic. Am înțeles. Și trebuia, deci trebuia să se... asta nu înseamnă că s-a sinucis. Putea foarte elemente... bine să fie și omorâtă. Mihaela, mai avem două elemente foarte importante, zic eu. Unu, faptul că după două zile de la descoperirea asta macabră a fetei pe malul apei, pe malul mării, au fost găsite de către un om al străzii, spune poliția, telefonul, o pereche de căști și o pereche de Adidas. Eu personal nu cred că un om al străzii, când găsește un telefon și o pereche de Adidas, se duce cu ele la poliție. Eu cred că se duce în târg și le vinde. Dar să dăm crezare poliției că s-a dus cu ele acolo. Ce înseamnă că după două zile, în apropierea locului unde s-a întâmplat nenorocirea, sunt găsite aceste obiecte? Până să trec la aceste obiecte și cine l-a găsit, s-a făcut un studiu cum curenții de apă și valurile aduc pe cineva la mal. Și vorbesc, studiul s-a făcut în Noua Zeelandă, care știm că este cât de cât o insulă, care curenții de la ocean sunt foarte puternici, valurile sunt foarte, foarte mari. În majoritatea cazurilor, persoanele sunt aduse la mal, chiar și de și surferii care pot să se nece, sunt aduse la mal în locul de unde s-au unecat. Pentru că atunci dacă te duc valurile. La noi aici, deci eu nu știu cum, adică care a fost temperatura. Adică valurile te aduc perpendicular pe țărm, nu te, exact, da, da. Nu te dau mai departe. În foarte puține cazuri sunt la o distanță până într-un kilometru, care am înțeles că și aici este la fel, am înțeles 500 de metri, dacă nu mă înșel. Unde a fost găsit telefonul față de unde a fost găsită ea pe plajă. Mai există o problemă, asta este ipoteza mea și să înțeleagă cei care ne-au mai scris data trecută. Eu nu sunt moderator aici, eu sunt partenerul Mihaelei Brooks și investigăm împreună. Eu mai am o ipoteză aici. Ea făcea parte din lumea mondenă a Bucureștiului. Umbla prin cercuri de oameni cu foarte mulți bani, mergea prin destinații exotice, se plimba inclusiv cu iachturi. Eu mai am ipoteza că nu cred în faptul că povestea poliției spune că ea a cunoscut, era într-o depresie, că la noi toată lumea e în depresie. Da, dacă ar fi să ne sinucidem cât suntem în depresie, cred că s-ar depopula planeta.
Deci toată lumea e în depresie. Ea dacă era în depresie, cum spune poliția, că s-a despărțit de prietenul ei și era într-o mare depresie, crezi tu vreodată că această fată, care avea toată lumea la picioare, toate posibilitățile de distracție deschise, toate posibilitățile de, inclusiv de tratament psihologic, nu în România, în Borneo, unde vrei tu, în Seychelles, cunoaște pe cineva pe Facebook, nu l-a văzut niciodată în viața ei, și se duce la ăsta, la mare, la repere aici. Poți să crezi așa ceva? Eu nu cred. Nu prea, dacă acel individ nu face parte din categoria de așa zis prieten pe cu care ea se asocia. Nici dar mai este un... Nu-l cunoscuse, deci l-a cunoscut pe Facebook, atunci l-a văzut prima oară. Și legându-mă de asta, poliția a anunțat un lucru. Poliția a anunțat un lucru pe care după aceea nu l-a explicat. Se tot aude și materialul de pe fond, dar nu o să mai audă, vorbesc eu un pic mai tare. Poliția mai spune o chestie. Ea a fost identificată foarte repede după tatuaje. La față era desfigurată, a fost identificată după tatuaje. Cine îi cunoștea acele tatuaje? Cine a identificat-o după acele tatuaje? Atâta vreme cât ea se duce la mare, la unul pe care l-a cunoscut pe Facebook. Dacă a recunoscut-o cel la care pretinde poliția că a stat cunoscut pe Facebook, cum a ajuns poliția la el? Asta, o întrebare... Aceeași întrebare ți-am adresat și eu când mi-ai introdus cazul, pentru că nu am știut, auzisem ceva că a murit cineva, dar nu știam exact cine. Aici este întrebarea aceasta, trebuia să-și o pună poliția, în primul rând. Cum poți să-i duci pe cineva? Și de unde l-ai luat pe el, în primul rând? De unde ai știut să te duci la el, efectiv? Asta una la mână. Și apropo de suicid, când ei spun că ea s-a sinucis, lăsând la o parte și necropsia și ceea ce trebuia să se găsească în cazul în care ea a fost adusă de valuri, trebuia să se facă și autopsia psihologică, să se vadă, să se arate, să se demonstreze că s-a sinucis. Faptul că cineva este de un diagnostic de depresie este nu valorează nimic. Un diagnostic de depresie este dat de un psiholog, de un psihiatru, și cineva care are o depresie acută este o persoană care comite un act suicidar. Dar ce am înțeles de la tine și acum am văzut, recunosc că acum câteva ore am urmărit pe Antena Play emisiunea Sinteza Zilei și au arătat niște imagini cu ea mergând într-o parcare. Da, tu ai spus că și avea un tricou alb și niște pantaloni negri. Da, este acele haine nu s-au găsit. Deci ea de când nu s-au găsit. Nu s-au găsit. Ea când asta am pus și eu întrebarea. Nu s-au găsit aseară. Nu există hainele. Ea era îmbrăcată când a fost scoasă la mal, când au găsit-o la mal. Era în lenjerie intimă, într-o pereche de chiloți și un tricou. Atâta tot. Hainele acelea care se vede că se plimbă cu ele, nu știm în care zi știm, nu știm în care zi s-a înnecat. Exact. Hainele acelea sunt de negăsit. Dacă ea s-a descălțat de Adidas și a lăsat jos telefonul și vrea să se arunce mare ca să se sinucidă, nu își dezbrăca și hainele? Eu am văzut... Spune, te rog. Au fost cazuri în care au fost găsite niște persoane total dezbrăcate, dar ca să lași tricoul și să dai acei pantaloni jos, care nu cred că au fost... luați, ca să spun așa, de val, fiind pantalonii foarte elastici și strânși pe corp, mai degrabă tricoul decât acei pantaloni, sunt mari semne, ne pun mari semne de întrebare. Deci, cu ce s-a pornit în această anchetă? S-a pornit cu stângul, văd că nu s-a făcut anchetă, pentru că atunci când găsești un corp pe plajă, locul crimei este foarte mare, când este o vorba de un cadavru la apă sau venind din apă. Hai ca deci, să le explic telespectatorilor ca unul care a crescut pe malul Dunării. Apele curgătoare, într-adevăr, mai ales atunci când sunt viituri, pe cei care îi prind și se neacă, îi dezbracă, dar îi dezbracă de tot. Da. Adică rămân dezbracă de tot. Marea nu.
Marea nu. Marea te aduc valurile la mal, fix îmbrăcat așa cum ai fost. Domnului Daniel o să-i răspundem în particular la Academia de Mișto. Însă sunt întrebări foarte pertinente din partea celor care se uită la noi, ce anume, de ce a fost recunoscută după tatuaje și n-a fost recunoscută după față? Înseamnă că era desfigurată? Păi dacă era desfigurată... Desfigurată, mai ales pentru că aveam mare. De obicei sunt urme de loviri, ca să spun așa, mai mult în râuri, în ape voluptoase. Când vorbim acum de mare, pe fundul mării, nu avem nici bolovan, nu avem nici crengi, nu avem nici tung de copac sau ceea ce există la fundul apei unui râu. Deci, pentru ca ea să aibă fața desfigurată, trebuie să fie acolo de foarte mult timp. Domnul Cornelius Corneaș, iarăși spun două lucruri foarte interesante. În afară de cel cu cum era desfigurată, dacă au recunoscut-o de pe tatuaje, cum s-a înnecat atunci, cine a desfigurat-o, că n-o fi bătut-o vreun pește. Domnul Chichirichi ne mai spune un lucru foarte interesant, și anume că era destul de, uitându-ne la fotografii, noi nu le putem arăta, le-am arătat blurate, era destul de scoasă din apă. Este posibil ca cineva să o fi tras-o afară din apă? Posibil. Pentru că valurile când te aduc la mal, nu mai au aceeași putere ca să te tragă înapoi sau să te ducă mult mai departe. Sau dacă te duc foarte departe, aici ești tras. Când un val mai puternic vine, te duce cât de cât mai puțin, foarte puțin te mișcă sau îți mișcă poziția corpului. Depinde cum ai fost găsit. Deci aici sunt foarte multe indicii pe care ei trebuie să le ia în considerare atunci când fac analiza la locul faptei. Poziția în care a fost găsită, care au fost urmele, cum era tricoul, pentru că și tricoul atunci este... Când ești adus de cineva apa vine peste tricou, este într-o anumită formă. Deci este sunt atâtea mici, adică detalii. Apa îl ridică. Tricoul trebuie să fie ridicat. Depinde de poziția corpului. Dacă a scos-o apa, tricoul trebuie să fie întins. Da. Deci sunt multe, multe detalii care trebuie să luate în considerare până ca tu să dea un astfel de verdict. Mai am două lucruri aici, Mihaela. Din păcate trebuie să trecem destul de repede în revistă lucrurile astea. Timpul este limitat și la noi. Am două chestiuni. Una, ipoteza mea este că nu s-a înnecat la mal, ci a venit, a fost adusă de apă din larg. Și cu alte cuvinte, a fost pe un iaht, pentru că mai făcea astfel de croaziere cu iahtul și avem mărturiile unor oameni care o cunosc. Acolo ori a fost aruncată, s-a întâmplat o altercație, ori marea era foarte agitată, era arbora steagul roșu, știm lucrul ăsta, ori din neatenție a căzut peste bord. În ambele cazuri, cei de pe iaht sunt vinovați. Pentru că dacă ai om la apă, trebuie să anunți garda de coastă și să încerci să-i dai ajutor. Nu mai spun că trebuie să ai o vestă de salvare dacă marea e agitată. Ce crezi? Eu am spus că ar trebui în timpul anchetei să se ia și registrul navelor care au ieșit în perioada critică, au ieșit din port, din portul de agrement, adică iahturile din portul Tomis. Da, nu știu data la care a fost dată dispărută, dar vorbind apropo de ceea ce ai spus, acel individ, așa zis, prieten de pe Facebook, în momentul în care tu ai pe cineva în vizită și am înțeles că a spus că s-a dus să se uită la răsăritul de soare și nu vine în acea zi acasă, o dată de două ori, știind că a avut probleme, ca să spun așa, romantice sau poate cineva s-a luat de ea, nu trebuia să anunțe și el autoritățile sau să o dea dispărută. Uite, musafira mea este, nu mai vine, a plecat cu telefonul, cu îmbrăcat așa, cu telefonul și n-a mai venit. Și nu mai răspunde la telefon. Mai răspunde la telefon, da. E perfect, nici nu ne-am... Uite, e prima oară când anunțăm chestia asta. Nu ne-am gândit la ea. Da, omul a anunțat sau nu autoritățile? Domnule, n-a mai venit acasă.
Deci, comentariile mele sunt limitate pentru că nu am date de la caz, nici noi adică date oficiale ca fotografie. Nu avem ca la Mădălina Manole tot dosarul. Avem ceea ce am investigat. Eu am fost duminică la Constanța, m-am învârtit un pic pe acolo. Da, e destul de ciudat tot ce se întâmplă. Eu cred în continuare că nu a fost niciun fel de sinucidere. Nu cred că a fost sinucidere, pentru că la sinucidere, când, ca să spun așa, te duci în larg și te aduce valul, te aduce puțin mai repede la mare. Pentru că nu poți, doar să înnoți, să fii un foarte bun înotător, să înnoți dincolo de geamantură, ca să spun așa, și după aceea când obosești, după aceea intervine asfixierea, înnecatul, ca să spun. Domnul Dan Richard ne spune că plec după pâine și mă întorc după o săptămână. Da, eu am prieteni la Brăila care au plecat după o sticlă de lapte în mai și au venit în octombrie. Dar era vorba despre familie care știau obiceiul și l-au lăsat să treacă octombrie. Nu este vorba, vedeți că suntem într-un caz diferit. Vine o practic necunoscută, dacă o cunoști doar pe Facebook, care locuiește la tine, cum spune poliția, vreo 2-3 zile și după aceea dispare. Anunți poliția, bănuiesc că n-a venit pentru alea 2 zile doar cu ce era pe ea. Bănuiesc că mai avea și un mic băgăjel. Nu știu. Posibil. Și, dacă ei au intrat în casă acolo să-i vadă bagajul, dacă au luat vreo probă ADN, eu nu cred că a dormit acolo nicio secundă. Ca să fim. Și mai este ceva, eu mai am o întrebare. Pe lângă tatuaje, nu știu care bijuterii s-au găsit. Văd imaginea în spatele tău și văd că are foarte multe brățări. Nu le-a găsit. Fii atent, domnul Chichirichi, chiar doamna, e bine că se ascunde sub porecla asta pentru că e ușor de pronunțat. Ne spune o variantă la care nu ne-am gândit până acum. Dacă cumva cel de care s-a despărțit a urmărit-o și a prins-o pe malul mării și a băgat-o cu capul în apă? Posibil, nu știu dacă el știa unde este ea, dacă știa la ce prieten este. Asta și într-adevăr, pot să nești pe cineva foarte ușor la malul mării, ca să spun așa, chiar și într-o apă foarte mică. Da, bun. Hai să... vreau să te mai întreb. Nu cumva găsirea după 2 zile a acestor obiecte ale ei, oarecum în distanța dintre locul unde se presupune că a stat și locul unde a fost găsită, nu cumva au fost plantate ca să ne ducă, să ne convingă că a locuit acolo? Sunt niște întrebări. Adică, hai să presupunem că a fost un om al străzii care cât de cât are o conștiință morală și a sunat poliția, neștiind ale cui sunt. În momentul în care tu găsești pe plajă niște lucruri, în primul rând te uiți în jurul tău să vezi ale cui sunt. Nu mai spun de locația, ce locații sunt acolo, nu le cunosc, dacă sunt camere video și așa mai departe. În momentul în care tu dai aceste lucruri, bineînțeles că trebuiau luate amprentele și a celui care le-a găsit și amprentele de pe telefon, de pe Adidas. Sunt atâtea detalii. La un caz ca ăsta se lucrează foarte, foarte mult. Vorbeam de microorganisme. De exemplu, în corpul ei, cu cât a fost mai în apă, mai mult timp și la o distanță mult mai mare de seashore, de plajă, atunci trebuiau găsite și alge ca să spun așa, nu neapărat în plămâni, dar cel puțin pe esofag, în gura ei și așa mai departe. Adică compoziția apei multe din plămâni trebuie să fie diferită dacă vine din larg sau dacă este înnecată la mare. Da, exact. Sunt foarte multe detalii. Și asta o să vorbim probabil data viitoare când vom avea mai multe date, pentru că nu trebuie lăsat nici cazul ăsta să fie închis așa cu una, cu două. Dar niciun caz de altfel. Apare pe camerele de supraveghere un individ care, până să fie găsită de martora care a sunat la 112, apare un individ care se duce lângă ea, se uită, o cercetează câteva minute, după care pleacă. Nu încearcă nici să-i dea primul ajutor, nu o atinge, dar nici nu anunță autoritățile. Nu cumva este un individ... Popul a fost cumva să se asigure că e moartă? Bravo! Bravo!
E, ai văzut de ce facem noi echipă? Da, asta vreau să spun și eu. Nu cumva s-a dus trimis de cei care se știau în culpă să se asigure. Adică în momentul în care, în care găsești pe cineva pe plajă mor sau indiferent unde, să spun așa, după primul șoc care l-ai, că ai găsit un cadavru când nu te așteptai, bineînțeles că după aceea sun la 112 sau anunț pe cineva ca să sune. Este interesant, am înțeles că imaginea aceea nu este prea clară. Într-un laborator se poate identifica exact, adică persoana, cine, cum arată și așa mai departe, dar se poate analiza și prin camerele video limbajul corpului lui, dacă este surprins că a găsit pe cineva sau cum se asigură că acea persoană este moartă. Bine, deci, am imaginile alea și o să le analizăm împreună. O să o rugăm și pe doamna Goaiardo să ni se alăture, deși și ea e pe cu totul alt fusorar. O să o vedem astăzi. Eu îți propun să ne oprim aici cu cazul ăsta, pentru că vom mai reveni la el. Hai să trecem la cel de-al doilea, care mie mi se pare foarte grav, foarte grav vis-a-vis de ce se întâmplă în România noastră, care începe să devină periculoasă. Traiul în România devine periculos și suntem, mă gândesc eu, în urma întâmplării astea, suntem din ce în ce mai mult pe compropriu. Adică ai două șanse dacă ți se întâmplă ceva. Ori înghiți ce s-a întâmplat și aia e și taci din gură dacă te rogi la Dumnezeu să scapi cu viață, ori anunți poliția și te rogi la Dumnezeu să nu te omoare poliția. Trecem la cel de-al doilea caz, extrem de grav, după părerea mea, cazul Eduard. Avem și un beta. Miercuri, în jurul orelor 3 dimineața, în parcarea din fața unui bloc a apărut un tânăr în vârstă de 30 de ani. Era îmbrăcat doar în slip. Era dezorientat, părea sub influența alcoolului sau a drogurilor. Făcea mișcări necontrolate. Un vecin a anunțat poliția. Imediat au apărut agenți. După două zile, tânărul Eduard Josu a murit la spital. Intervenția poliției se pare că a fost una deosebit de violentă. La fața locului nu s-au găsit alte urme de sânge decât în locul unde poliția l-a atacat pe Eduard Josu. Ne spune, mă uitam în telefon, doamna Ștefănoaie, ne spune că a văzut acele imagini și după părerea dânsei la cazul de dinainte pe care l-am încheiat, dar de aia suntem interactivi, să revenim dacă este nevoie. Ne spune că a văzut acele imagini și individul nu este deloc, deloc surprins de faptul că vede acel cadavru. Vom analiza, așa cum v-am promis, acele imagini și cu doamna Goaiardo și cu Mihaela Brux, pentru că amândouă sunt specializate în limbajul trupului, știu să interpreteze gesturile, vă vom spune mai în amănunt. Acum trecem la ce spuneam, la Eduard, care iese probabil drogat, probabil băut, iese în fața blocului la 3 dimineața, se învârte pe acolo, ați văzut imaginile. Un vecin sună la 112 și acel vecin mărturisește după aia că, domnule, nu am sunat că să-i facă lui ceva. Am sunat tocmai ca să-l protejeze, pentru că l-am văzut că nu este agresiv, dar în zonă sunt foarte mulți oameni ai străzii, putea el să pățească ceva. E, vine miliția, omul ăsta stă în picioare și după ce vine miliția, nu numai că nu mai e în picioare, intră în comă de gradul 5 la... Ajunge în comă de gradul 5 la spital. Ce s-a întâmplat aici, Mihaela? Nu știu, eu compar acest caz cu cazul lui George Floyd din Statele Unite de acum câțiva ani, care de fapt a pornit, ca să spun așa, o revoltă în Statele Unite, o revoltă chiar serioasă, și se vorbește de brutalitatea poliției. Am văzut câteva imagini cu el în parcare, dar pata aceea de sânge
Și am înțeles că nu mai există alte pete de sânge la fața locului. Este o singură pată și anume unde a fost atacat de polițiști. Unde a, da, dar acolo a fost sângerare. Pentru că nu văd alte picături și felul cum l-au lovit. Deci, dacă ce mi-arată acea pată de sânge, înseamnă că el era deja căzut și era lovit, de a sângerat în acel hal. Nu știu care este, nu am raportul de necropsie, nu știu care au fost toate rănile de pe corpul lui, dar fiecare rană care există pe corp poate fi, ca să spun așa, comparată cu mișcările lui, cu ceea ce a lovit în acea parcare și așa mai departe. Dar decesul lui, trebuie să recunosc că ridică foarte multe semne de întrebare și toate suspiciunile se duc către poliție, că de fapt l-au omorât. Da, eu îndrăznesc să spun, bazându-mă și pe alte elemente pe care tu nu le știi, din doar cele pe care ți le-am furnizat eu. De altfel, acest caz a fost analizat în amănunt, chiar foarte în amănunt, de colegul meu, de Laurențiu Ionescu, tot aici, în Hai România, în podcastul Legea Junglei. Mai avem următoarele elemente. Bodycam-urile poliției nu funcționau. Da, e o mare semn de întrebare. Presupunând că la unul n-a funcționat, dar am înțeles că, tot de la tine, am înțeles că au fost mai multe echipaje de poliție care au venit. Am aflat aseară. Erau două montate pe cele două polițiste. Una dintre ele a scăpat camera când a pornit din mașină, când a coborât din mașină, a rămas camera în mașină. Cea de-a doua și mai steață n-a pornit camera, deși există un regulament foarte clar, se pornesc în secunda în care se pleacă la intervenție. Deci când a ieșit din secția de miliție, înainte să se urce în mașină și să plece unde au fost chemați, trebuie să pornească bodycam. Bodycam-urile nu mergeau și dacă ei spun o poveste, cum să spun eu, cu sută rău de tot, cu ață neagră, nu cu ață albă. Că zic că e fluorescentă ața, se vede de aici, de peste ocean. Așa, deci ei spun că prima mașină care a ajuns, primul echipaj, văzându-l recalcitrant, văzându-l că e posibil să atace polițiștii, i-au dat cu un spray din acela lacrimogen și în urma acestei acțiuni a poliției, el a căzut odată, s-a ridicat, i-a mai dat o dată cu spray și a căzut și nu s-a mai ridicat. Atunci, pun eu întrebarea. Dacă aveau de-a face cu un individ pe furios al minteri pe care l-au găsit atunci când au venit, dar pe care l-au anihilat, de ce a mai fost nevoie să mai cheme ajutoare? Pentru că au mai sosit alte două mașini de poliție. Au mai sosit, erau în jurul lui, când a coborât prietena lui, erau 5 milițieni. Deci bine, și la toți n-au funcționat camerele? Pentru un individ pe care l-ai anihilat, l-ai încătușat, pentru că el în salvare a fost urcat încătușat. Bine, și cu salvare e o poveste întreagă cu smurdul. Poate înțelegem de ce Ministerul de Interne este la Ministerul de Interne smurdul. Și cine e șeful și de ce s-a făcut această măgărie la smurd, care a stat 35 de minute lângă el, a spus că era cooperant, că vorbea, s-a urcat și un milițian, deși este împotriva regulamentului în salvare, nu se urcă decât oamenii de pe salvare și accidentatul, victima, s-a urcat și un polițist, unul dintre milițienii care l-au atacat, s-a dus cu el la spital. Iar la spital ajunge în comă de gradul 5. De cele cooperant când vine smurdul și ajunge în comă de gradul 5 după ce îl tratează ăștia 25 de minute. L-au tratat pe trotuar? L-au tratat cu ce? Pe trotuar l-au tratat cu, nu știu, cu aspirină, nu știu dacă i-au constatat semnele vitale și așa mai departe. Mi se spune mai mulți telespectatori, că într-adevăr consumatorii au mai multă putere. Astăzi de dimineață am vorbit cu un prieten care lucrează la antidrog și a spus, da, domnule, ai nevoie de mai mulți oameni ca să îl imobilizezi. De acord cu dumneavoastră. Dar revin la povestea poliției.
care explică pentru că ceea ce nu știți, el a ajuns la spital cu jumătate din creier făcut zob. Zob. N-avea cum să fie violent, era deja în comă. Era în comă de gradul 5 și el oricum, dacă ar fi scăpat cu viața... Adică inconștient până să determină că era în comă. Deci pe deci, el l-au luat, după cum spune prietena lui, l-au luat, nici măcar n-au coborât targa din salvare. L-au luat cap încătușat, cap pe un lemn, l-a urcat în salvare, s-a mai urcat un milițian și au plecat la spital. La spital. Bine, și cum se explică loviturile care le are la cap? Și nu numai la cap, are lovituri de tonfă. De asta spun că în Legea Junglei este dezbătut, a fost citată lui în studio, colegul meu a făcut o anchetă excepțională, marca evenimentul zilei, așa. A făcut chiar o anchetă excepțională, colegul meu cu care am mâncat parizări pe colțul mesei la acum 30 de ani la evenimentul zilei, când eram într-o cămăruță câte studio ăsta, vreo 40 de ani. Dar mai este ceva, faptul că tu te la salvare, da? Încă nu poți să-i dai un diagnostic. În momentul în care tu ai pe cineva care vezi că este lovit la cap, avem sângerarea aceea, în primul rând că nu știai de rănile care le are și ca să nu-i le agravezi, pe lângă targă trebuia să-i mobilizeze și gâtul, să aibă mobilizarea de gât, suit pe salvare, să fii foarte atent ca să nu cumva să paralizeze gândindu-te că o să devină conștient până la urmă, pentru că nu avea cum să determine imediat că era în comă. Deci diagnosticul de la niște proceduri. A fost hemoragie intensă masivă la nivelul cutiei craniene, care nu era spartă. Deci a fost dat cu capul sau lovit în cap cu corp dur, că poliția spune s-a lovit de un corp dur. Procuratura spune a fost lovit. S-a lovit de un corp dur și sângeres pe asfalt? Adică pe asfalt unde nu este nimic, deci în jurul tău acolo? A fost lovit în repetate rânduri. Iar în rest, cred că l-au bătut cu picioarele și cu tonfele, pentru că are semne și pe picioarele lui, pe ăștia, milițienii i-au dat cu bocanci. Are semne și pe picioare, și pe mâini, și pe coaste. Sunt fotografiile la dosar. Ne tot cântă poliția că sunt niște purtătoare de cuvânt absolut analfabete. Absolut analfabete și mi-asum. Dacă vor, eu în calitate și de profesor la jurnalistică, eu le dau un test și eu vă spun că pică 3/4 dintre ele. Nu că pică la întrebări de-astea simple, să scrie miau, că o să scrie miau ca pisica, vă spun eu. Nu o să scrie cu cratin. Dar pot să întreb ceva. Da, te rog. Pot să întreb ceva la acest caz. Deci am văzut că există pata aceea de sânge pe asfalt. Unde spune că el s-a lovit, da? Care a fost distanța de unde ei au bănuiesc că el s-a lovit și a căzut acolo? Adică acum nu numai bănuim. Faptul că ei au fost martori, ca să spun așa, au fost martori la locul unde s-a lovit el. Distanța aceea măsurată, cum a căzut, felul cum a căzut pe asfalt și a sângerat. Acea sângerare durează ceva timp, adică nu este ca și cum te-ai tăiat cu lama la deget și sângerează imediat. Dar mai ales că e o sângerare interioară în cutia craniană, asta scurge, din câte știu eu, scurge puțin sânge pe ureche, pe nas, dar în general pe ureche. Da. De altfel, pata de sânge de la fața locului nu este mare. E și acum. Cine vrea să poate duce în parcare să o vadă. Nu știu dacă a fost măsurată de cineva. Ne spun... Da, e cât hârtie asta așa. O, e destul de mare. Durează foarte mult. Durează ceva timp ca să ai o astfel de pată de sânge. Da, ne mai spun domnul Călin că nu are niciun fel de empatie față de drogați. Nu e vorba să avem empatie. Aici subiectul cred că este cu totul altul. Că intervenția poliției nu înseamnă că trebuie să mori. Chiar dacă ești drogat, beat sau în alte feluri. Nu înseamnă că după intervenția poliției mori. Nu mai vorbesc că la acea secție, uitați-vă și la emisiunea lui Laurențiu, sunt antecedente de violență la poliție acolo. Dar vă rog să comparați această intervenție cu aceea de la Costinești din vară. Acolo acei bombardieri, smardoi, care mai cu mușchi, care nu știu ce, i-a bătut, le-a sunat apa în cap acel jandarm
fost în legiunea străină, n-a fost nimeni rănit, n-a fost nimeni omorât și a fost o intervenție în forță, justificată, împotriva nu a unui violent, a vreo 7-8 violenți și iată că n-a fost rănit nimeni. Adică a fost o intervenție ca la carte. Aici, pentru unul singur, pe care îl vedeți, îl avem și cu sonor. N-are niciun gând de violență, nu lovește nicio mașină, doar se rostogolește pe una dintre ele. În parcare nu este nicio mașină lovită, îndoită și de nimic de acest fel. Și dacă au venit 7 echipaje, mi-ați răspuns la întrebarea că după ce l-au anihilat au mai chemat niște echipaje. Bun, au mai chemat niște echipaje de frică să nu devină violent. De ce în raportul Smurd se scrie că era cooperant și conștient și când ajunge la spital e în comă de gradul 5? Să intră în comă de gradul 5 pe parcursul a... Știți cât a făcut salvarea de la fața locului până la spital? 3 minute. Mai puțin de 3 minute. După ce a plecat, după ce l-au ridicat de acolo până la spital, salvarea a făcut aproape 3 minute. În 3 minute glumește întâi cu aia de pe salvare și între timp ajunge în comă de gradul 5 cu jumătate din creier făcut zob. Mai am o întrebare acum, pentru că eu nu, cer scuze, nu am toate datele de la caz și nu am urmărit emisiunea, am văzut doar câteva imagini. Dar întrebarea care o am, dacă tu spui că ai chemat alte echipaje că era recalcitrant, au fost înainte sau după ce s-a lovit el la cap? Pentru că în momentul în care ai o astfel de lovitură de sângeres, nu prea ai cum să fii conștient, ce să mai zicem, să fii recalcitrant. Adică raportul lor de la fața locului trebuie analizat în detaliu. Chiar dacă ei ar minți și bănuiesc că mint în declarațiile lor, cred că și-au dat un copy-paste unul la altul. A, fără discuție că da. Sigur, sunt seamănă, dar doar că seamănă, dar nu corespund, ca să zic așa. Deci, dar se poate afla, se poate afla. Da, oricum nu seamănă ce spun milițienii cu ce spune parchetul. Cazul a fost preluat de parchet. Nu seamănă deloc ce spun unii și ce spun ceilalți. Ne spune cineva că, nu-i văd aici numele, s-a dus un pic mai sus, este posibil ca acel echipaj care a venit primul să fi fost format din cele două femei polițist și au chemat în ajutor și alți bărbați fiindu-le teamă. Asta se poate afla. Da, n-are ce să se afle, da, răspunde de acum. Nu există echipaje formate numai din femei. Din două femei, întotdeauna e bărbat și femeie. Asta sau de bărbați. Exact, la fabrica de confecții sunt echipaje formate numai din femei. Aici, pe stradă, este un bărbat și o femeie, cel puțin un bărbat. Da, de regulă sunt din bărbați. Iar doamnele sunt mai categoria B, așa, la intervențiile astea. Și e normal că sunt femei. La intervențiile astea, sigur că ele sunt foarte bune, dacă cel recalcitrant sau cel care este obiectul acțiunii poliției este o femeie. Altfel vorbește o femeie polițist cu o altă femeie. Dar când este vorba de pumni în cap, cred că... și e bine, vă spun eu, clar, nu erau două femei, ca să fim lămuriți. Una dintre doamne, într-adevăr, din ce a cercetat colegul meu, Laurențiu, are antecedente importante de violență, inclusiv în interiorul secției de poliție. Ei au pornit, spune purtătorul de cuvânt, de la Poliția Capitalei, pe care sper că astăzi să-l schimbe pentru intervenția pe care a avut-o aseară. Fata este sub orice critică, adică nu are nicio legătură cu comunicarea. Ei spun că există o anchetă internă. Eu cred că acea anchetă internă este făcută ca să îngroape cazul. Și la fel ca și cel pe care l-am discutat înainte, cel al DJ Lala, cred că nici cazul ăsta, noi, presa, care a mai rămas așa, nu trebuie să-l lăsăm. Pentru că este o crimă, după părerea mea, făcută de niște polițiști. Și apropo de empatia cu drogații de care ne spune domnul Daniel, nu este vorba de empatia cu drogații, domnul Daniel. Este vorba că dacă ești într-o nevoie și sunt poliția, s-ar putea să te omoare. Vreți să vă dau un exemplu, pentru că Mihaela Brooks a dat exemplu din America. Vreți să vă dau un exemplu tras la Indigo în țara noastră, repere?
acum 2 ani de zile, la Craiova, a luat foc la un restaurant plita aia electrică pe care era și un vas. Se scursese uleiul, luase foc, nu știu ce. Au venit pompierii, un individ, un domn, un cetățean, care era în cârcium acolo, probabil că și băuse, a stat, pentru că era chimiz de meserie, a stat în fața cârciumii când au venit pompierii să le spună, să le descrie ce este înăuntru, să nu dea cu apă, pentru că pe incendiu de ulei cu electric, da, nu se dă cu apă. Omul stătea să le spună treaba asta. Au venit vitejii de milițieni, au sărit vreo 7 pe el, că au zis că nu le dă voie. Deci un individ nu dădea voie pompierilor, care veniseră cu vreo 3 mașini, să intre în cârciumă. Și au venit vreo 7 milițieni, au pus exact piciorul pe gât și l-au omorât pe om. Ăsta este subiectul pe care îl dezbatem acum, domnul Daniel. Nu că e empatia cu drogații. Ba da, trebuie să fie și empatia cu drogații. Dar aici este vorba de un om, drogat sau nu, omorât de niște milițieni, chemat să aplaneze un conflict. Da, mă iertați că... Hai să... Nu știu cât e ceasul. Nu știu. Aoleu. E fără un sfert. Am să-l întreb pe Manu. Manu, le fă-mi și mie semn. Putem să mai lungim un pic? Da? Hai că, uite, din regie mi se spune Manu, care este factotumul aici la, în studioul ăsta, a luat decizia că putem să mai rămânem, pentru că a trecut mult timp, vezi, ne-a luat apa. Am zis că o să discutăm câte 5 minute la fiecare caz, ne-a luat apa. Hai să trecem la Mădălina Manole, pentru că este iarăși un caz vechi de 13 ani, adevărat, dar de mare actualitate. Am depus, v-am spus data trecută, am depus la tribunal toate argumentele pentru a fi redeschis dosarul. Manu, te rog frumos, trecem la cele două elemente pe care am spus că le analizăm astăzi, cruciale după părerea mea, și sunt argumentele cele mai importante pe care le folosesc anchetatorii ca să închidă cazul cu sinucidere. Haideți să le demolăm. Primul pe care îl vedeți este filmarea din oglindă. Dă-l pe tot ecranul, Manu, te rog. L-am lăsat intenționat fără sunet ca să vă puteți concentra și dumneavoastră. O să-l las să ruleze pe ecran. Manu, lasă-mă pe mine că am stat 30 de ani pe ecran. Eventual în fereastră dă-o pe Mihaela, pentru că ea este importantă și mai important este ca oamenii să vadă în continuare filmarea. O să o tot repetăm, o lăsăm să ruleze și așteptăm părerile dumneavoastră. Mihaela, până la tine... Până vin la tine, pentru că tu ești în direct, mai avem o declarație a unui alt specialist care face parte din echipa noastră, Zaida Guaiardo, specializată în așa ceva, în limbajul corpului. La ea este noapte acum, ni l-a transmis și l-am tradus pentru dumneavoastră. Manu, te rog frumos, dă-o pe Zaida. Investigator. I'm a handwriting analyst and body language expertise. Also, study the human behavior. I want to talk about the analysis of the video of Madalena Manole. I'm showing, I already see this video. It's very short, but I'm going to express what I'm seeing through the video. Well, at this point, Madalena Manole is taking a video for herself.
I'm thinking this video is for her own baby. And she look very like trying to give, say hi and give comfort, but at this point she can control her emotions. So she tried to contract content, but it's obviously it's very sad, and she trying to don't cry, and she actually don't cry, but she looks very sad. And also she put her hand like that and her mouth. She that thing in body language is trying to like not showing her emotions, and also try to like don't speak how she feel. But it's like something like you are like sad or very excited or like a surprise when you're doing that. It's because you don't want to say something because you are scared or sad. So, and also when she say like, and she doing that, this movement is like she trying to contact, like giving her like a little trying to calm herself, but she looked very sadly, super sad, and she tried to contact that emotions and try don't showing that emotions. Well, this video is a little short, but I hope do you like it. Thank you very much for look at me, and thank you, Mahalo, for giving me the opportunity to talk about what I'm seeing and my analysis. Thank you. See you soon, guys. Bye. Mulțumim și noi, Zaidei, și mulțumim că este alături de noi. Mihaela, o să te rog în continuare, pentru că știu ești foarte specializată pe chestia asta, o să te rog să ne spui și punctul tău de vedere. Eu de la Zaida am reținut că mesajul este adresat copilului ei. Da, așa este. Manu, te rog, lasă-mă pe mine, lasă-o pe Mihaela într-o fereastră și continuă. Mai sunt unii care au păreri și în direct mă sună. Manu, eu sunt de vină că n-am închis sonorul la telefon. Ce vreau, trebuie să arăt puțin contextul la acest video ca să se înțeleagă. Petru Mircea, soțul ei, a declarat în primul lui interviu și menționase înainte că, să zic așa, problemele Mădălinei începuseră cu două luni în urmă. Deci a murit în iulie, hai să presupunem că luna mai. Acest video, el cică l-a găsit în luna septembrie și sau sfârșitul lunii august, și ce a spus el, că era datat din martie. Trebuie să ca să aduc niște elemente din autopsia psihologică a Mădălinei. Cu toții știm foarte bine cât de mult și-a dorit să aibă un copil, toate in vitro, toate intervențiile acestea, și cât de fericit era. În alte interviuri, după nașterea copilului, știți foarte bine că ce fericită era și cum declara că vrea să-și petreacă foarte mult timp cu copiii, deci concertele și muzica nu erau chiar așa pe primul plan la ea cât era copilul. Dar ceea ce știm și s-a verificat este că Petru Mircea dorea concerte, dorea să aibă albume cât mai multe și așa mai departe, concerte, albumul acela Mădălina Nouă. Copilul, ea nu putea să aibă grijă și de copil și să se țină de programul de lucru pe care el îl făcuse, așa că mama lui avea grijă de copil. Deci aici este tristețea, supărarea ei. Pentru că în background, dacă este cu sunet, o să-l auziți râsetul copilului sau gângurirea copilului pe Petru Mircea și pe vocea, și vocea mamei lui. Nu știu dacă a fost făcut în aprilie, în martie, dar știm copilul era foarte mic după felul cum gângura, și la momentul când ea a murit avea un an și o lună. Deci, hai să presupunem că a fost în luna martie. Tristețea aceasta care o are ea, dacă este cu sunet analizată, se vede atunci când copilul gângure.
În momentul în care tu faci, nu știu dacă se vede pe imagine, când face ea așa, da, este un fel de cum îl spui la un copil, tata, la revedere. Da? Unui copil nu-i face așa, îi face așa. Deci sărută și numai că să-și astupă gura, nu avea cui să se destănuie de tristeța care o avea, pentru că ea și-a ascuns problemele din căsnicie, nu numai față de, așa zici, prieten, pentru că a fost și izolată de el, față de părinți, că nu vrea să-i supere și asta, știu foarte sigur, o vom discuta altă dată, dar în același timp această înregistrare era personală, nu era o chestie de suicid. Și de ce? În momentul în care, această frază o să aibă importanță pe tot parcursul investigației, în momentul în care cineva ia decizia să comită suicid și lasă un bilet de adio, să spun, și biletul de adio poate să fie SMS, poate să fie scris, poate să fie o înregistrare audio sau chiar video, persoana aceea este hotărâtă să moară și made peace with himself or herself, este expresie în engleză, adică, domnule, de-abia aștept să mor, cum ar veni. Nu are tristețea aceea, pentru că suicidul la un moment dat este un fel de evadare, este o scăpare. Da? Deci nu ai de ce să plângi, să fii trist. Faptul că această înregistrare video este până în perioada când, ca să spun așa, să ținem cont de ce a spus Petru Mircea, ea și că a avut probleme de depresie, această înregistrare nu mi-arată nimic că persoana ar fi suicidară. Absolut deloc. Am înțeles. Vreau să te mai întreb ceva. În primul rând să îi spun doamnei Mariana Dumitriu, care este nemulțumită de prestația Zaidei Guaiardo. Doamna Dumitriu, dacă vă pricepeți mai bine, scrieți-ne, că noi ne însușim. Dacă ideile dumneavoastră sunt bune, ni le însușim. Deci dacă are fluieră de pe margine, am mai văzut. Și eu din tribună joc mai bine decât Messi, când dintr-un teren e mai nasol. Da, am zis că nu mai răspund, dar uite, mă ia apa. Spune-mi, te rog frumos, împrejurările, că tu ai tot dosarul, împrejurările în care a fost găsită această înregistrare, pentru că și asta spune foarte mult. Da, bineînțeles, din ceea ce a declarat Petru Mircea, găsit-o prin toamnă, ca să spun așa, sau începutul toamnei, în 2010, când a luat camera video și s-a uitat când a pornit-o, a găsit această înregistrare. Deci a fost la câteva luni după moartea ei. Dar nu se știe când a fost făcută înregistrarea? El a spus că martie în acel an. E și, posibil. Și cum e a găsit? Dar cum a găsit? Posibil. S-a uitat el în cameră? Cum a găsit? Nu a spus cum. A spus că a vrut să filmeze ceva și a găsit această înregistrare, ceva la modul acesta. Dar copilul, da, vocea copilului, cum gângărea, era destul de mic. Este, noi nu am difuzat-o cu sonor pentru că este vorba de un copil care între timp a crescut și putem produce sentimente și așa. Lucrurile nu cred că sunt foarte în regulă pentru el. În înregistrare se aude copilul gângurind, deci are câteva luni. Da. Copilul. E mic. Avea un an și o lună când i-a murit. Avea un an și o lună, deci poate înregistrarea asta să fie făcută cu aproape un an în urmă de... Posibil. De la eveniment. Ne mai spun câțiva telespectatori că poate nu era în depresie, dar se vede că este foarte tristă. N-a contestat nimeni lucrul ăsta. Da. De altfel, avem informații și la asta o să te rog să te referi în continuare, că chiar vrea să divorțeze. Da, asta se știe sigur și nu numai că a spus domnul Manole, dar inclusiv din declarațiile lui, pe care o să le analizăm în alt episod, din declarațiile lui, chiar dacă el nu a menționat divorțul, se vede cât era de controlling. E controla absolut fiecare amănunt din viața ei. Deci Mădălina, care a fost o fire foarte, nu numai independentă, foarte puternică, a realizat de una singură atâtea lucruri. Dintr-o dată, o persoană pe care a fost o perioadă de timp înainte, după căsătorie, chiar din ziua anunții,
el și-a arătat controlul asupra ei în momentul în care a semnat actul de căsătorie, vă dați seama că ea nu a fost fericită și într-adevăr vrea să divorțeze. Nu mai spun că se știa de imediat după înmormântarea ei, au ieșit amantele la, sau prima amantă a ieșit la suprafață. Deja se instalase în casa ei. Deci, într-adevăr, ea știa că el o înșeală și vrea să divorțeze. I-a spus și fratelui ei. Da, doamna Margareta este foarte înțelegătoare, spune că și cei care fluieră de pe margine au dreptul la o părere. Am înțeles. Dacă bun ar fi și părerea să dea și o soluție la fluierătura aia. Hai să tragem o concluzie aici și ce a spus Zaida Guaiardo și ce n-ai spus tu. O să revenim la asta nu neapărat, ci în contextul continuării anchetei, pentru că de aici va rezulta și un posibil mobil al unei posibile crime. Tragem concluzia la această, te rog, la această bucățică, la înregistrare. Concluzia este că se abține să nu plângă, să nu spună ceva. Se abține să nu spună ceva, să nu fie auzită de cei care sunt în casă. Și nu mă refer la copil, copilul avea câteva luni. Dar foarte bine se știe că pe perioada cât a fost în viață după nuntă, după ce copilul a fost născut, chiar dacă la început și mama ei a avut grijă, a ajutat-o cu copilul, mama soacră a fost cea care, ca să spun așa, a avut grijă de copil la insistențele soțului, pentru că el îi făcea programul cu repetiții, cu concerte și așa mai departe, cu intervenții la, în mass media. Doamna Larisa Gilda ne spune trebuia să divorțeze și nu a fost lăsată. Este o variantă de lucru foarte serioasă pe care o vom analiza. A fost oprită să nu divorțeze. Mai ales că în sprijinul ei vine și un element, zic eu, extrem de important. Îl vom analiza și pe el în episoadele următoare, care nu vor fi foarte multe, nu o să vă plictisim pentru că o să trecem, mai avem încă cazuri extrem de importante, dar Mădălina Manole l-a luat pe Petru Mircea dintr-un studiou de înregistrări, acolo unde a și fost în ultima noapte. Petru Mircea dormea pe o canapea acolo, un studiou de înregistrări. El în București era venit adus de Dâmbovița. Este un posibil mobil al crimei ăsta. Hai să trecem și la cel de-al doilea mesaj, foarte repede. Avem și aici o beta, o explicație. Manu, te rog frumos să trecem la cea de-a doua. Mă iubiți enorm? Nimeni nu are vreo vină. Toți mă iubiți enorm și ați făcut totul pentru mine. Motivul este acesta. Nu mă mai suport fizic vorbind. Sunt defect, un rebut. Așa am fost mereu, dar acum de-abia realizez cu adevărat. Te iubesc, puiucul meu. Ai făcut totul pentru mine. Te iubesc, îngerașul nostru. Vă iubesc, mami, tati, Marian, Mihaela, Mihăiță, mama, tata, Botoșani, Dana, George, copiii. Ați făcut totul pentru mine și toți ceilalți ați fost buni cu mine. Puiucul meu, puiucul meu, puiucul meu, puiucul meu, puiucul meu, puiucul meu, puii mei. Da, aici este cel mai mult de discutat și îmi permis să te tai, Sorine, asta pentru să că... Asta e mai complicat aici, te rog. Aici este, aici putem să discutăm chiar și să ținem un curs. Analiza notelor de suicid este multidisciplinară. Sunt mai multe științe care se aplică în această analiză. Dar cercetările care s-au făcut și vorbesc de mii de cercetări pe zeci de ani de zile, de la începutul anilor 1900 și ceva, vă dați seama că niciunul care comite actul de suicid nu folosește cuvântul motiv. Cuvântul motiv nu apare în nicio notă de suicid. Acest cuvânt apare în vocabularul nostru când aflăm că cineva s-a sinucis și întrebăm ce motiv a avut. Asta una la mână, doi la mână.
Ținând cont că acest SMS de pe telefonul ei nu a fost trimis nimănui, a fost pe telefonul ei și a fost scris într-o chestie de până în 11 secunde. Haideți să ne uităm puțin la context. Așa cum am spus data trecută, deci a avut repetiție pe 13 iulie, s-a întors seara acasă, Petru Mircea, care văd că acum este în imagine, a spus că i-a urat la mulți ani, s-au culcat îmbrățișați. SMS-ul a fost trimis la ora 2, de fapt scris la ora 2 și 32 de minute dimineața, da? Care, să spunem așa, în ghilimele, motivul suicidului ei, că nu se mai suporta fizic, da? Deci, conform acestui mesaj, ea în brațele lui Petru Mircea, când au adormit împreună, și-a dat seama că nu mai arată foarte bine și ce să fac, hai să mă sinucid. Nu scriu un text message, un SMS pe telefonul meu care nu-l trimit nimănui. De fapt, atunci când se scrie o notă de suicid, este scrisă, nota aceasta de suicid este adresată unei audiențe. Aici audiența care a fost, pentru că ea nu l-a trimis nimănui, nici soțului, nici puiucul, ca să zic așa, puiucul meu. Asta una la mână, doi la mână. După cum ați observat, și îmi pare rău că nu avem acum cum să arătăm, i-a spus că nu se mai suporta fizic vorbind. O să arătăm imagini din casa ei, în care peste tot în casă și fotografii mari și mici erau, și asta și înainte de căsătorie, de fapt, când locuia într-un apartament, erau fotografii cu ea. Cineva care nu se suportă fizic, nu suportă nici să se vadă în oglindă, ce să mai spunem de să se vadă în atâtea fotografii în casă. O persoană care nu se suportă fizic, în același timp, să spun că are un complex de inferioritate cu o anumită parte a corpului. Mădălina, pe tot parcursul vieții ei, nu și-a încercat să estompeze nicio parte a corpului, ca să spun așa, că s-a simțit ea complexată. Deci, lăsăm la o parte faptul că dintr-o dată așa a realizat că nu s-a suportat fizic, nu corespunde autopsiei psihologic la felul cum era ea. În același timp, și o mai repet o dată, cea mai importantă persoană din viața ei era copilul. Spuneți-mi și mie, audiența care o avem aici este în primul rând puiul, soțul, cum îi spunea ea. De fapt, corect, nu că îi spunea ea, toți îi spuneau puiul, da? Deci, mențiunea la copil a fost făcută doar o singură dată. I-a spus sângeraș. Pe cine a chemat pe nume a fost fratele, cumnata, nepotul și cumnatul și cumnata din partea soțului ei. Deci, ca să o analizăm acum și din punct de vedere lingvistic și psihologic, ce avem? Ea se adresează unei anumite audiențe, deci pe toți care i-a menționat. În primul rând, ca să spunem așa, dă vina pe ea, că ea este de vină, nimeni nu are nicio vină. Când mă refer că toți au făcut totul pentru ea, da? Adică eu nu mă suport fizic, dar ce poți să faci tu tot pentru mine ca să mă suport fizic? Deci, din punct de vedere psihologic, aceste lucruri, lăsând la o parte felul că ea nu a fost complexată fizic și avem și un interviu cu așa ceva, gândiți-vă că acest mesaj nu este o notă de suicid autentică. Ca să nu mai spun că, din punct de vedere medico-legal, și vom arăta, vom demonstra asta data viitoare, ea era puțin moartă când a fost scris acest mesaj SMS. Da. Vreau să mă fac purtătorul de cuvânt a doi dintre telespectatori care întreabă, unul dintre ei afirmă că Petru Mircea nu l-ar fi dus capul, probabil cineva care îl cunoaște, că pe Petru Mircea nu l-ar fi dus capul să scrie un asemenea mesaj, iar altcineva, o doamnă, ne spune că este posibil ca mesajul să fie scris de o femeie. Este posibil? Tu ca analist... Nu, este efectiv, bănuiesc că este scris de el, pentru că s-a menționat ca și cum lui ar fi trimis mesajul. Puiu cu meu. Mă rog, porecla lui care era puiu. Mai este o problemă cu telefonul. Acum 13 ani, telefoanele nu erau ca astea de astăzi, cu touch,
cum naiba se numește, la care, dar nu mă iau pe mine de model, eu știu foarte, abia știu să umblu. Pe vremea aceea erau telefoane cu butoane. Ca să scrii pe telefonul cu butoane, trebuie să apeși pentru fiecare literă, trebuie să apeși de mai multe ori pe butoanele alea. Când ești într-o asemenea situație, ca să înțeleagă explicația mea, Mihaela, te rog frumos, spune-ne cum a fost găsit telefonul cu mesajul în el. Telefonul cu mesajul ei, deci, și o să vedeți în declarația lui Petru Micel, a spus că când s-a trezit dimineața, a găsit-o întinsă, așa cum a zis-o pe jos, pe culoar, și s-a pătat de sânge, mă rog, și s-a dus și a dat telefon la 112. Dar nu a dat telefon după telefonul ei. A dat telefon după undeva, după telefonul fix din casă. După care cheamă, așteaptă pe personalul de pe salvare, vin, aceștia încep să încerce să o resusciteze și în timpul când ei o resuscitau, lângă ea a văzut telefonul. Dar dacă arătați imaginea cu ea la fața locului, nu ne-a spus unde anume a găsit și de ce acel telefon nu avea pete de furadan pe el, furadan care nu este absolut deloc la spălat, adică markerul de la pesticid, dar ea pe degete avea. De ce nu ne-a spus efectiv unde anume pe hol a găsit telefonul? Și bine, găsești telefonul când iubirea vieții tale este moartă pe jos sau vezi că încerc și tu ceri să fie salvată, tu îi găsești telefonul și dintr-o dată îi vezi ce mesaj a avut ea salvat pe telefonul ei, dar mesaj care nu a fost trimis nimănui. Deci telefonul a fost găsit lângă ea. Fiind găsit așa spune lângă el, ea, așa spune el. Spune dar telefonul... Da, trebuie spune. Să o luăm de bună, dacă a dat și declarație pe tema asta. Declarațiile scrise ale lui Petru Mircea și martorilor o să ne analizăm și din punct de vedere grafologic și din toate alte puncte de vedere într-o altă emisiune. Dar vin cu teoria mea. Dacă telefonul a fost lângă ea, înseamnă că acel mesaj l-a scris înainte să bea furadan. Da? Da. În acele momente înseamnă că ea era într-o stare psihică excepțională dacă decisese să se sinucidă, da? Da. Cine are timp și cine are nervi și cine are starea să stea cu acel telefon cu butoane pe care trebuie să apeși ca să scrii ă, trebuie să apeși de vreo 7 ori. Ca să scrii ță, trebuie să apeși de vreo 8 ori. Ca să scrii pauza, trebuie să apeși pe 0. Știu că eu am avut mult timp telefon dintre ăla. În această stare... Când ea își pregătește furadanul, ce arătați aici? Ea își pregătește furadanul la poza de dinainte. Ea își pregătește cana. Ea are cheile de la mașină. Se schimbă de pantaloni. Mai are timp ea să apese pe butoanele alea mesajul. Da. Atenție, este scris corect, adică nu e greșită nicio literă, pauzele dintre cuvinte, că în surescitarea aia s-ar putea să scrii 2 cuvinte legate pentru că pauza este la 0. La butonul cu 0. S-ar putea ca pe butonul cu 0 să nu apeși chiar așa de bine și să nu se facă pauza între cuvinte. Trebuie să menționez că acest mesaj a fost scris după desfășurătorul de la telefon în 11 secunde. Mai este ceva. În momentul în care cineva înaintea decesului, ca să spun așa, o persoană care are total intenția de suicid, în momentul acela tu ești ca și mort, până să scrii mesajul. Deci pentru tine acum ce a rămas înainte ca să mori, să spui câteva lucruri la punct. Unii se gândesc să scrie mesajul, care, credeți-mă, statisticile arată că de fapt foarte puțin cei care comit un act de suicid lasă mesaje de adio. Noi ce facem în momentul în care găsim unul, imediat bănim gata, a fost suicid. De fapt, majoritatea sunt și... note de suicid false, scrise de altcineva, ca să acoperi altceva. Dar în momentul în care tu ai să presupune, mergem pe varianta Mădălina s-a sinucis. Deja ea luase decizia ca să moară. Acum vrea să-și pună la punct un mesaj lăsat, să spun, celor dragi. Da, da, chiar sugerează. În momentul în care tu ai luat această decizie și ai intenția ca să comiți actul de suicid, tu deja vorbești la timpul trecut totul. Totul pentru tine este la timpul trecut, toate verbele. La aici, la Mădălina, nu prea există. Și așa cum am mai spus, a fost scris la 2:32 dimineața.
ce știm că aproape de miezul nopții ea încă era în viață. Nu știu când a adormit în brațele lui Petru Mircea, aștepta că el să zicem așa, să spreie. Păi vreo 20 de minute. O să vedem și asta. Mai este o discuție între cei care ne urmăresc despre modalitatea de ingerare a furadanului. O vom explica. Avem și un experiment făcut de către Mihaela Brooks. Probabil că o să ne luăm câteva castane, dar o să-l facem, nu cu furadan, că de-aia e în viață Mihaela Brooks. O să-l facem cu niște lapte. Chiar te rog să-l faci și tu. Da, cu niște lapte bătut, care are cam aceeași concentrație, cam aceeași viscozitate cu furadanul și o să vedem dacă se poate sau nu. Mai este și asta, vă mulțumesc frumos pentru idee. Când am discutat despre cazul Eduard, a fost o discuție, zic eu, extrem de importantă, pro și contra, vis-a-vis de traficul și consumul de droguri din România. Va trebui, fără discuție, dacă nu chiar data viitoare, peste două săptămâni să dedicăm o emisiune întreagă, dacă nu chiar mai multe, pentru acest fenomen care, iată, nenorocește oameni, nenorocește familii, nenorocește nu numai pe consumatori, nenorocește și familiile lor, nenorocește și alte familii nevinovate care suportă consecințele comportamentului unor drogați, acei drogați dacă sunt vinovați, dacă părinții sunt vinovați, dacă statul este vinovat că nu face aproape nimic sau voit nu face nimic. Este un subiect extrem de complicat, este un subiect extrem de interesant și ne privește, este foarte de actualitate și din păcate ne privește pe fiecare dintre noi, pentru că pe fiecare dintre noi îl poate ataca un individ aflat sub influența drogurilor sau poate să dea cu mașina peste el, deși noi nu suntem nici consumatori, nici nu traficanți, nici nimic, adică nu avem nicio legătură cu drogurile și Doamne ferește să avem vreo legătură să dea peste noi vreun bătut în cap dintre ăsta. Mihaela, am depășit 17 minute. Da, am depășit. Manu îmi face cu pumnul de după geamul ăla de acolo, nu îmi face cu mâna. Atunci e bine, am scăpat de data asta nebătut. Ce să vă zic, ne revedem săptămâna viitoare, vă vom scrie în particular, inclusiv celor care ați scris la mișto, vă promit că vă voi răspunde, v-am spus, în prodecanul Academiei de Mișto din Radu Negru, Brăila. Mihaela Brooks o să răspundă celor foarte serioși pe care n-am apucat să-i pomenim aici. Ne revedem săptămâna viitoare, tot marți, tot la ora 12 în patria noastră. Mihaela, la tine s-a făcut ziua deja? Asta dimineața. S-a făcut ziua, nu? A răsărit soarele. Nu, încă nu, e noapte. O să te trezim tot așa în creierii nopții și asta e. Singura mea zi liberă, așa mi-o petrec. Da, oamenii ne mulțumesc, ne spun că a fost interesant. Noi vă mulțumim că ne-ați urmărit și ne străduim să fie din ce în ce mai interesant. Și pare rău că nu am alte detalii la celelalte cazuri ca să pot să elaborez mai mult, dar asta din ceea ce mi s-a spus. Am să sfurnizez eu, pentru că, așa cum am zis atunci când le-am discutat, nu trebuie să le lăsăm baltă. Dacă pot să dau un mesaj celor care ne ascultă, chiar am apreciat ce a făcut tatălui Eduard, că a chemat un alt expert ca să asiste la autopsie. Prin lege aveți dreptul să vă chemați un expert, nu face autopsie, dar ca să fie martor la autopsie și să-ți facă notițele lui ca să puteți afla exact ce s-a întâmplat. Pentru că foarte multe autopsii nu sunt făcute chiar ca la carte, ca să zic așa. Vom veni sigur cu date noi de la autopsie. Mulțumim frumos, mulțumim celor. Să știi că, Mihaela, tu nu le vezi, eu le văd că până ajung peste ocean o să ți le trimit. Sunt oameni care chiar ne felicită. Mulțumim frumos. Doar să eu vă mulțumesc. Facem ceea ce zic eu, Mihaela Brooks mai ales, ne pricepem și chiar ne face plăcere și chiar cred că este necesar așa ceva. Mulțumim, ne revedem marți 12.